Bun găsit, doamnelor și domnilor! Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție face percheziții la Inspectoratul Național pentru Investigații. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNA, Angela Starinski, în aceste momente se fac acțiuni de urmărire penală în care sunt vizați angajați ai Centrului pentru combaterea crimelor informatice. De asemenea, și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, ne-a confirmat că astăzi au loc descinderi la INII și că instituția va colabora cu ancheta. Acestea au fost deocamdată informațiile. Cu informații suplimentare revenim în jurnalele următoare.